Bună seara și bun găsit, stimați prieteni, la Proces Verbal, vă spune Bogdan Enache. Promisiunea lui Băsescu, când voi veni la putere, o să belesc PSD-ul. PD solicită demiterea premierului și a trei miniștri. În replică la amenințările cu belirea PSD, Mirón Mitrea îl acuză pe Băsescu de stalinism. Jos masca, domnule Băsescu, nu veți mai rămâne decât o amintire. Mirón Mitrea face o amenințare fără precedent la adresa lui Traian Băsescu. Gușa îi sugerează lui Băsescu pseudonimul primarul maidanez. Băsescu s-a îngropat în minciună. Băsescu și Mitrea își dau palme. Premierul ar trebui să se gândească la demisie, declară președintele PD, Traian Băsescu. Traian Băsescu, un personaj, o personalitate politică atipică pentru politichia mioritică, are umor, uitați, apelează și la sintagme nu tocmai specifice politicienilor români de până acum. Traian Băsescu, un om care nu are carisma lui Petre Roman, însă nu știu cum face de atrage atât femeile cât și bărbații. Un om care, când zice nu, rămâne nu, chiar dacă nu este soluția cea mai bună. Un om hotărât, cred că o hotărâre de care România, un om decis, de care România cred eu că are nevoie la ora actuală, și anume de un om care să zică când zice nu să rămână nu și când zice da să rămână da, nu se transforme da în nu și nu în da. Invitat la Proces Verbal este președintele PD, domnul Traian Băsescu. Bună seara, domnule președinte. Bună seara, bine v-am găsit pe dumneavoastră, spectatorii dumneavoastră, telespectatorii. Spuneți-mi, vă rog, o primă întrebare. De ce niciodată nu aveți cămașa încheiată și cravata în ordine? Este o chestie de imagine premeditată? Nu, consilierii spun, dă mai bine așa, să vadă românii că munciți? Pot să vă spun că s-au chinuit mult să mă facă să am grijă de cravată să fie dreaptă. Ba, de multe ori îmi spuneau, nu vezi cum e Năstase, parcă ieși din cutie. Eu nu pot ieși din cutie, asta e. Probabil toată viața nu-i am umblat... Nu-i prea mică, nu? Nu, nu, o putem încheia fără nicio problemă, dar probabil și uniforma Marinei Civile, care cea mai mare parte din timp era bluză albă, fără cravată, descheiată... M-a făcut să rămân cu acest reflex după ce am plecat din marină și, sincer să fiu, am încercat să fac cândva niște eforturi, să am grijă de cum stă cravata, dar nu mi-a reușit. Probabil ați preferat să apăreți fără cravată, ați fi crede în... Aș fi în elementul meu să apar într-un tricou, da. Pe care să scrie, da, ori al marinei, ori al PD-ului. Haideți să vă propun acum să facem, o să supun memoria noastră la un efort. O parte a presei a susținut că ați mușcat mâna celui care v-a hrănit, care i-a spus că este cel mai bun, că i-ați înșelat încrederea lui Petre Roman, omul căruia îi datorați în parte ceea ce sunteți astăzi. Și v-aș întreba de ce ați făcut acest lucru, de ce ați luat lui Petre Roman ceea ce era lui cel mai drag pe lumea aceasta, funcția de președinte al PD. E o întrebare delicată. Trebuie să vă spun că sentimentele mele față de Petre Roman nu sunt schimbate cu nimic. Niciodată însă n-am avut față de dânsul un sentiment de recunoștință, pentru că Dumnezeu dă, dar nu bagă și în traistă. Adică poți fi numit într-o funcție în care confirm sau nu confirm. Eu am muncit enorm în funcțiile pe care le-am deținut, uneori greșind, alteori făcând bine, alteori adoptând soluții poate nu cele mai bune, dar totul a însemnat muncă. Pe mine nu m-a construit nimeni, ci sunt rezultatul muncii mele. La fel cum și în cariera pe care am avut-o pe mare, ca în profesia mea, n-am ajuns comandant de navă și comandantul cel mai mare petrolier al țării cu pile sau construit de cineva. Mi-am dus navele de toate tonajele până la cel mai mare tonaj. Deci din acest punct de vedere nu am reproșat nimic. Faptul că am candidat la funcția de președinte al Partidului Democrat, am făcut-o în primul rând pentru că era un comandament politic. După înfrângerea pe care a avut-o Partidul Democrat în alegeri, indiferent care mi erau sentimentele față de Petre Roman, mi-a devenit clar că trebuie să fac ceva. În același timp, îmi era foarte clară susținerea din interiorul partidului, care îmi confirma ceea ce intuiam ca politician, că ne trebuie o schimbare,
Și uitați-vă că în politică numai pe malurile Dâmboviței se consideră că eșecul politic îți permite să continui să deții o funcție de președinte de partid. Uitați-vă în Franța. Nici nu se numește voturile și Lionel Jospin și-a anunțat demisia pentru că a pierdut, a dus partidul într-o înfrângere. Este lucru cel mai normal în politică. Cred că nu trebuie să alte explicații. Spuneți-mi, vă rog, m-ați provocat puțin în cazul în care, Doamne ferește, pentru noastră PD-ul va pierde în 2004. Cine considerați că ar fi cel mai bun să preia în 2004 funcția de președinte? În momentul de față se prefigurează Boc și dacă va fi cazul, de ce să asistăm la o înfrângere a PD-ului în 2004 cu Băsescu în funcție și să nu prevenim înfrângerea, să mergem la câștig cu Boc în frunte, în cazul în care până în 2004 Boc se va prefigura a fi o posibilă soluție pentru Partidul Democrat. Și el începe să arate a posibilă soluție. Spuneați că tot ce ați făcut prin munca dumneavoastră, că fiecare treaptă pe care ați urcat-o având transpirând și și gramul acela de inspirație. Spuneți-mi, vă rog, ce iubiți cel mai mult pe lumea asta? Copiii mei, familia mea. Ce reprezintă pentru dumneavoastră la ora actuală mass media? Un prieten sau un dușman necesar? Mass media, deși sunt în opoziție și ar fi de presupus că pe problemele care sunt în țară ar trebui să am oarecare susținere, constat că sunt o țintă a mass mediei, pentru că trebuie scris despre cineva pe prima pagină și nu pot să scriu urât despre un prim-ministru care are grijă ca toate organismele mass mediei să primească publicitate consistent și așa mai departe. Dar vă dau cuvântul meu de onoare că mă ajută. Nici dau seama cât mă ajută poziția destul de acidă și agresivă pe care o are mass media în ceea ce mă privește. Totuși sunt promovate acuze. Faptul că ați distrus flota, faptul că nu și-ați făcut la primărie, tot felul de ilegalități, lucruri și dumneavoastră neavând de multe ori dreptul la replică, lucrurile acestea pot rămâne așa, întipărite în mintea românilor? Eu cred că cei care mizează pe faptul că românii sunt proști greșesc. Știți ce îmi dă conștiința faptului că nu și ating scopul aceste acuze? Sau nu întotdeauna? Sau în mare parte ele sunt rateuri? Uitați-vă pe ziarele care au comentariul cititorului la articole și luați evenimentul zilei sau adevărul sau ziua sau și vedeți ce comentarii sunt atunci când cititorul simte că este o minciună. Acest lucru, chiar dacă n-am dreptul la replică, îmi dă sentimentul că cititorii sunt departe de a fi niște naivi sau proști, cum îi consideră cei care spun hai să lansăm o campanie de denigrare a lui Băsescu că o să ne reușească. Sigur, sunt și oameni la care prinde o astfel de campanie, dar pe cea mai mare parte din ei nu-i mai păcălește nimeni. Cum poți să păcălești pe cineva dacă spui Băsescu a furat și o țară întreagă știe că Băsescu nu are imunitate? Eu pot fi luat din birou, de acasă, de oriunde, pentru că sunt primar, nu sunt parlamentar, nu trebuie să discute nimeni. Orice polițist vine cu un mandat să mă ridice, mă ridică de acasă. Primul leu furat, vă asigur că mă vor chema când voi fura primul leu. Spuneți-mi, rolul lor actuală PD, Partidul Democrat noastră, este și o funcție extrem de importantă pentru cei care îi cunosc, anume primar general al Capitalei. Partidul Democrat la ora actuală, dumneavoastră, la ora actuală, ce mijloc media susțineți financiar? Întrebare de baraj. Nu susțin niciun mijloc media, din potrivă. Nu ajutați niciun ziarist? Niciun ziarist, pentru că niciodată în cariera mea politică nu am dat un leu ca să apară într-un ziar sau la o televiziune. În campanie ați dat, evident.
Bun, campanie e altceva. Discutăm de susținerea imaginii mele sau nu știu ce. În campanie când se promovează, se fac contracte. Să mănânce și presa. Se fac contracte. E, acum mare parte din presă mănâncă tot timpul. De când cu PSD-ul se mănâncă 4 ani. Uitați-vă la colegii dumneavoastră la Antena 1. Ce reprezintă? Ce credeți că reprezintă? Ce credeți că reprezentați dumneavoastră la ora actuală în politica, în politichia mioritică românească? Nu mare lucru. Sunt doar un politician care se opune PSD-ului din convingere. Atât. Și cred că ușor, ușor vor veni și alți politicieni și alți oameni să se opună unui partid care devine tot mai mult un partid stat. Nu este o sintagmă de presă. În mod real, acest partid tinde să devină partid stat. Oamenii de afaceri care nu-și plătesc dările către ei sunt rași, li se desfințează afacerile. Cetățenii care au nevoie de o slujbă, dacă nu pun acolo un carnet PSD și plătesc o cotizație, n-au șanse să o ocupe. Funcționarul public este batjocorit și ținut sub papuc și trebuie să facă numai ce-i dictează șeful PSD-ist. Deci avem de-a face cu un partid stat care consideră că poate să-și acopere ticăloșia aservirii deciziei politice către clientela lui politică printr-o campanie de imagine extraordinară. Cum credeți că ar fi fost posibil să-i dai lui Iacubov 6.000 de miliarde pentru scutiri de taxe, de tot ce era de plătit, să-i mai dai în plus și țiței neplătit de încă 3.000 de miliarde, deci în total 9.000 de miliarde. Să-i dai și lui Nicolae, concetățeanul dumneavoastră. Eu simpatizez doar Astra, pe care o susține echipa de fotbal, dar pe Nicolae nu. Este un rechin care beneficiază de grațiile puterii. 9.000 de miliarde datorii plus de 3.000 de miliarde țiței, da? 6.000 plus 3.000 lui Iacubov, 3.000 de miliarde lui Nicolae, iar statul român împrumută 750 de milioane de euro ca să acopere găurile din buget. Domnul președinte, dumneavoastră ați fost la guvernare, știți cu ce se mănâncă puterea. Da. L-am întrebat și pe domnul și pe președintele PD Prahova, domnul Hanganu. De ce credeți că PSD-ul nu face aceste inginerii, clientela politică o servește fără perdea? Totuși știți, mai pui o perdea și lumea nu vede, mai țară ce mai opoziție, mai închis gura, nu închis gura, dar oricum cu perdea. În cazul lui Iacubov, tot PD-ul a sărit și a spus, uitați, domnilor, și al lui Nicolae, uitați, da. Domnilor, negru pe alb. Da. De ce credeți că în PSD-ul nu joacă cu perdea, cum se spune? Pentru că sunt convins că vor rămâne la putere și după 2004, iar noi ne batem cu ei pentru că suntem convinși că nu vor rămâne la putere după 2004. Un partid mafiot nu poate să rămână la putere. Câți mafioți aveți dumneavoastră în PD? Greu de spus, în orice caz nu mai sunt în jurul meu, dar nu a susține că suntem un partid lacrimă ar fi o copilărie. 10% credeți că mai sunt? Că totuși fosta garda lui Petre Roman a trecut mai departe dumneavoastră când a simțit cine câștigă și dumneavoastră oricum i-a schimbat și v-ați adus oamenii dumneavoastră, majoritatea tineri. N-aș spune că suntem un partid în care pot cuantifica, mai avem 5-10% sau 3% sau 50%. Ce vă pot spune cu certitudine este că am luat toate măsurile ca acest fenomen să se diminueze. Și știți probabil ce s-a întâmplat cu consilierii noștri de la Prahova. Dar așa s-a întâmplat în toată țara. Ei au fost puși în fața alternativei de a opta. Ori consilier, ori afaceri. Nu acolo cu... sunt bani, domnul președinte. Știți prea bine. Miliardele. Nu. Zecile de miliarde, sutele de miliarde. Spuneți-mi, cine e cel mai bogat pedist la ora actuală? Nu știu. Cred că cel cu cea mai bună situație materială este Adrian Videanu, care se spune că este majoritar. Nu-i majoritar. Are, din câte știu, 20% dintr-o societate de exploatare a marmurei. Restul 80% sunt fonduri mutuale americane. Cred că este cel cu cea mai bună situație materială din partidul și democrat. Și rămâne în PD, cu siguranță. Sunt convins că rămâne în PD. Pentru că
N-are de ce să plece. Dar începusem să vă spun ce ține de noi, de conducerea partidului, am încercat să facem, adică să nu existe suspiciunea că avem consilieri care stau cu banii, cu mâna pe banii administrației locale. Iar ce ați spus dumneavoastră este o mare eroare, că nu acolo sunt bani. Adevărați. Bani adevărați sunt în administrația locală și se fură nemăsurat. Vă pot spune, de la capitală, primăria capitalei, pe București, bugetul primăriei capitalei, primărie plus sectoare, înseamnă 17.000 de miliarde. 17.000 de miliarde nu au decât câteva ministere. Ministerul Sănătății, cu tot cu CNSAS, un Ministerul Învățământului de aduce în salarii. Aici sunt 17.000 de miliarde care se dau la RATB, la drumul, regia de încălzire, la drumul, la... Păi contractele alea de reparații, de aprovizionare, până când a ieșit marele scandal cu Consiliul, se duceau toate în firme ale consilierilor care erau și în consiliile de administrație. Se fura mai mult decât... Sunt puține ministere care au un buget cum are primăria capitală. Bine, și pediștii au fost implicați. Deci toți au fost și toți au fost scoși afară. Eu am spus-o că trăiau într-o dragoste veșnică și consilierii PD cu consilierii PSD. Iubire se înțelegeau, mare. Voi luați contractele alea, voi pe alea. Încă vă pot spune că am făcut o mare eroare. Eroarea a fost că m-am repezit când am ajuns în instituție, în primărie, și am dat afară 400 de salariați din executiv. Nici ei uși de biserică, pentru că și acolo funcționarul din primărie ia un pachet de țigări, o pereche de ciorapi, încă un pachet de cafea. Folosiți prezentul, mai ia? Sunt convins că mai iau. Dar marea corupție nu era acolo. Mi-au trebuit vreo 7-8 luni să înțeleg că, de fapt, mecanismul drenării banilor publici în buzunarele domnilor consilieri era în Consiliul General și nu în executiv. Care, repet, nu sunt niște sfinți. Dar acolo era corupția care enervează pe cetățean. Ca să-i miște o adresă, să-i scrie un da pe un loc de parcare, trebuia să dea un pachet de țigări, nu știu eu ce trebuia să dea acolo. Ei, ăștia alți lucrau cu zecile, cu sutele de miliarde care se drenau în firmele lor. Vă propun, vă rog. Hai să vă dau un exemplu. A fost prea târziu când mi-am dat seama și atunci am luat, de fapt, a fost explozia cu corupția din Consiliul General. S-au făcut licitațiile la străzi. Licitații, competiție, firme... Aparent. La administrația străzilor, sigur. Pentru că, pe urmă, ce să constat? Că un metru pătrat de asfalt turnat în București costa $17. În timp ce în Germania același metru pătrat de asfalt costă $4. Atunci am spus, aici e furtul de bani, s-au înțeles, pentru că ei au avut grijă să câștige fiecare o anumită licitație. În afară de furt, exista și o doză mare de nesimțire. Vă propun acum, de totuși la 4 la 17, trebuie să fii și nesimțit să poți să furi atât de mult. Da. Vă propun acum să umfli nota. Vă propun acum să ne oprim pentru o scurtă pauză publicitară, după care vom reveni la procesul de verbal alături de Traian Băsescu, președintele PD. Am revenit, dragi prieteni, la proces verbal. Vă reamintesc, invitat este domnul Traian Băsescu. Când vă vine la putere, o să beresc PSD. Dumneavoastră a spus clar. Nu, primul... numai puțin. Vi s-a părut mult de la 4 la $17? Da. Păi aveți performanțe mai bune în județul Prahova. Vă rog. Un program care s-a oferit primăriei capitalei, un soft cu $80.000, am înțeles că s-a achiziționat aici cu $800.000. E de 10 ori. Sunteți tari. Nu ne spuneți, domnul primul. Când voi veni la putere, primul lucru pe care îl voi face când voi veni la putere va fi să belesc PSD, ați declarat. Da. Nu prea vă jucați așa, nu prea eu inghițesc pe băieți, cum se spune. Spuneți-mă, pe cine veți beli primul din PSD? Nu mă joc și vă pot spune sigur că dacă PD-ul va reveni la putere, voi face ceea ce am cerut tot timpul colegilor noștri de coaliție care au deținut Ministerul de Interne. Să ia afacerile domnilor Iacubov, care aduceți-vă aminte că a plecat puțin cu avionul până i-au revenit stăpânii. De ce nu a domnului George Păunescu? De ce nu a domnului Nicolae? De ce nu ale domnului Hrebenciuc?
sunt aceste caracatițe. De ce nu ale domnului Șerban Mihăilescu, care e om de aici, alesul dumneavoastră? Aceste caracatițe, aceste cooperative ale corupției, fie că sunt în Moldova, fie că sunt în Oltenia sau în Ardeal, sunt cele care drenează țara de resurse. Banii publici se duc în aceste cooperative. Tăraniștii nu au dorit să se implice? Îmi pare rău să blamez colegi de coaliție, măcar din acel spirit că nu e în regulă, dar Dejeu n-a fost un ministru de interne. Dejeu pusese polițiștii să mă urmărească pe mine, pe Berceanu, pe să ne găsească după ce a căzut Ciorbea. În loc să se ocupe de fraude, el se ocupa de Băsescu, de Berceanu și așa mai departe. Noi aveam dosarele cât casa. La asta v-ați referit cu un termen folosit. Deci dumneavoastră, un termen Mitre, folosit, Mitre a zis care... că ați exagerat. Da. Mitre v-a acuzat chiar de stalinism. Spuneți-mi... Da. Deci dacă a terminat cooperativele corupției din Moldova, Oltenia și Ardeal e stalinism, n-am nicio reținere. Spuneți-mi, vă rog, pe cine veți băli primul? Ce PSD-ți nu vă e la suflet deloc și vreți să... N-aș face ordine de priorități. Ce vă pot spune însă este că în discuțiile cu domnul președinte Iliescu eu am nominalizat 4 personaje din actualul guvern, cele mai corupte persoane, în opinia mea la acea dată, pentru care aveam probe. Ilie Sârbu, ministrul agriculturii, Mirom Mitrea, ministrul transporturilor, Șerban Mihăilescu și primul ministru Adrian Năstase. Între timp au dobândit performanțe impresionante și alți miniștri. Uitați-vă la acest agaton. Domnul președinte, v-aș propune să vorbim, să ne spunem două cuvinte despre fiecare, ca acuzațiile noastre să aibă acoperire. Da, sigur, Adrian Năstase. Adrian Năstase este omul care finalizează prin acte normative furturile în favoarea cooperativelor corupției. Deci Adrian Năstase a semnat ordonanța de urgență prin care i s-au dat scutiri lui Iacubov. Adrian Năstase a semnat ordonanța de urgență prin care i s-au dat scutiri lui Nicolae. Lui Nicolae 3.000 de miliarde, lui Iacubov 6.000 de miliarde. Adrian Năstase a semnat hotărârea de guvern care i-a permis lui Mirom Mitrea să ia de la calea ferată, de la compania de infrastructură, de la compania de marfă, de la portul Constanța, de la aeroportul Otopeni, câte 2 milioane de dolari. Deci a luat de aici înseamnă a luat de la siguranța circulației. Și i-a dus într-un SRL al domnului Cristian Burci, numit Romanian Investment and Development SRL, bani cu care domnul Burci a plătit datoriile televiziunii Prima și a devenit acționar majoritar. Mai este un element despre Mirom Mitrea. Deci acesta ar fi primul căprin. Despre Mirom Mitrea vom vorbi de fapt. Că zice, vrea să vă, multe... da, să vă dați jos masca. Ilie Sârbu. Ilie Sârbu este cel care a semnat contractul de privatizare al SNTR-ului, al Societății Naționale Tutunul Românesc, în decembrie 2001, semnătură prin care a modificat contractul inițial. Prin contractul inițial, domnul Nicolae trebuia să plătească 40 de milioane de dolari pentru SNTR, plus 55 de milioane de dolari datoriile SNTR-ului către bugetul de stat, plecând de la premiza că toată societatea valora în mod real circa 120 de milioane de dolari. A venit domnul Sârbu și i-a dat lui Nicolae SNTR-ul pe 8,5 milioane de dolari, în tandem cu primul ministru, care i-a șters datoriile de 55 de milioane de dolari. Pentru acest lucru, ei trebuie să meargă acolo unde este locul, adică în fața instanțelor care să-i judece. Agaton. Agaton. Asta este o ciudățenie. Privatizează prin televizor hoteluri, dar lista cu cei care vor câștiga o știe și el foarte bine. Ca să nu mai vorbim că
deci circul privatizărilor televizate de hoteluri de pe litoral este un circ, pentru că există și o listă care a circulat și pe care fiecare câștigător de hotel o știe. Fiecare știe ce hotel va câștiga și la ce preț. În timp ce a dat parte din Poiana Brașov pe 2 milioane de dolari. Ca să nu mai vorbim de acest nou Caritas, care e Dracula Land, unde s-au luat bani privați și bani de la societăți de stat pentru a crea un Dracula Land. Eu sunt curios cum vor scoate cămașa în 2004 cu acest Dracula Land, pentru că este doar o excrocherie. S-au strâns bani și Dracula Land nu va funcționa niciodată. Venind și la astea mai mici, pentru că pe Agaton cu ce poți să-l caracterizezi? Omul cu trei cuci. Dracula Land, o prostie, când îți moare populația de foame, când n-are cu ce plăti încălzirea, el ia bani de la societăți de stat să facă Dracula Land. Palmieri, dumne, omul n-are cartofi și ăsta se numește ministru al României, care face un al doilea cuc din a importa palmieri. Și în sfârșit cea de pe urmă inovație, care mi se pare această implicare a lui Dan Matei Agaton în plimbarea premianților prin lume, a olimpicilor. Nu cred că este treaba Ministerului Turismului și se pot găsi alte soluții. Are, când vom lua lista cu turiștii pe banii lui Agaton, vom avea surprize mari. Miron Mitre, când nu faci nimic, cel mai bine este să faci scandal. Cât timp a fost ministru, Traian Băsescu a distrus flota românească, a distrus sistemul feroviar, a distrus Starom, a măținat un întreg sistem de transporturi fără să dea socoteală. Traian Băsescu a fost ministru doar la televizor sau atunci când se certa cu sindicaliștii. În rest, nu a făcut nimic constructiv. În urma lui se vede doar o autostradă măținată de gropi. Se pare că nici PSD-și nu prea vă iubesc. Nici eu pe ei. Deci nu pot aștepta dragoste. În primul rând, mi se pare că această scrisoare nu e scrisă de Miron Mitrea. Nu, dar nu e scrisă de scrisoare. Nu e din scrisoarea aia, cu jos masca, cu... Da. Cred că Miron Mitrea are o problemă. El stă rău cu număratul. Când e vorba de ce a găsit de pe urma mea. Deci de pe urma mea a găsit circa 1400 de kilometri de drumuri naționale reabilitate, a găsit un aeroport Otopeni la un standard acceptabil pentru Europa. Și că l-ați distrus. Da, păi uitați-vă și dumneavoastră că ploieșteni fiind, treceați pe lângă aeroportul Otopeni înainte și treceți pe lângă el și acum. Am lăsat un tarom cu o flotă nouă pe care el doar trebuie să o exploateze corespunzător. Am mai lăsat cel mai mare terminal din Marea Neagră de containere în portul Constanța și așa mai departe. Și am mai lăsat un lucru foarte important. I-am lăsat banii pentru autostrada București-Constanța, i-am lăsat bani pentru drumul național Vatra Dornei, Bistrița Cluj și Bistrița Târgu Mureș, i-am lăsat bani pentru modernizarea drumului național de la Craiova până la Turnul Severin. E bun ministru, Miron Mitra, la transport? E foarte bun, foarte bun ministru. Le are totul acolo, este... ce să facă? Deci, în mod cert, Miron Mitra nu înțelege nimic din principiile transportatorilor, atâta timp cât el vorbește de o cale ferată care a fost restructurată, că a fost distrusă. Eu i-am dat o șansă. Poate explicați cum locuitorilor Constanței cum au rămas fără o flotă de trese de vapoare și au primit în schimb o fabrică de înghețată. Asta e de la Adrian Năstase citire. Deja văd că nu mai aveți decât o preocupare să identificați pe autorii. Nu, dar îi știu. Le știți repertoriu. Le știu repertoriu. Ce cu fabrica de înghețată? A spus în locul fabricii de înghețată, în locul vapoarelor, da. O fabrică de înghețată? Deci ei continuă o politică a minciunii. Vă pot spune că eu am plecat din Parlament, v-aș readuce aminte, v-aș readuce în memorie faptul că atunci când eram acuzat tot de ei, în perioada 93-94-95, că, nu știu, m-am furat flota, am vândut-o, am plecat din Parlament și m-am pus la dispoziția organelor de anchetă. Lucru pe care acum îl fac vreau, nu vreau, pentru că nu am imunitate. Deci oricine are o întrebare să-mi pună, mă poate chema la parchet,
cătușe sunt și pentru mine ca pentru orice cetățean al României. De ce credeți că nu vă cheamă? Măcar așa de imagine. De ce credeți că nu vă cheamă? Aici e jocul. Te acuzăm, dar nu te chemăm. Pentru că... Măcar așa de formă, să vă întrebe, dar vine presa, televiziunea mai vede cum s-a dus, cum l-a chemat parchetul pe Băsescu? Până la urmă vor trebui să facă treaba deci asta. Deci vă așteptați într-o zi să vină. Haideți până la parchet. Categoric, dar pe mine mă pot lua și de acasă, pentru că eu n-am imunitate. Nu e nevoie să mă cheme. Prea mult și la casă nu știu când mai văd un gest. Jos masca, domnule. Dar vreau să vă spun un lucru care să rămână clar. Minciuna este mare pentru că din 93 flota a trecut la FPS. Deci eu n-am mai găsit flotă în 96 când am revenit în Ministerul Transporturilor, iar în timpul mandatului meu din 91-92 am aprobat vânzarea unei singure nave de la o societate românească către o altă societate românească privată. Este tot ce s-a întâmplat. În rest, este o construcție pe care a făcut-o PSD-ul din 93 până în 96. A sperat să mă scoată din dispozitivul politic pe această poveste. N-a reușit și e ușor acum pe o campanie extraordinară să revii pe subiect pentru că el revine în memoria cetățenilor. Nu vă e frică totuși să vă, acum sincer, ca om, da. Și mai vorbeați și într-o emisiune, emisiunea cu Mircea Dinescu, noastră sunteți unul, mai aveți un Emil Boc lângă, tot așa mai rău de gură, care da. se luptă cu adversarii politici. În schimb, ei sunt 5-6 care sunt uniți, știu interesul. Nu vă e frică? Sunt uniți și au puterea. Sunt uniți și mai au ceea ce da. Esențial, au puterea. Da, nu mi este frică. Pentru ce faceți? Pentru că totuși riscați să... Pentru că sunt convins că sunt o putere toxică pentru România. Din acest motiv o fac. Altfel nu mă singur, mobilizează nimic. Sunteți singur. Dar nimic. Vi se pare că sunt singur. Sunt destui oameni care încep să creadă... În prima linie, zic. Sunteți da. Singur în prima linie. Ca susținători, poate aveți cu siguranță. Păi, dar sunteți singurul care zice băi, furați, băi, faceți, băi, reșelonați, băi, aia, da, băi, da, atâta timp cât știi că e și o mulțime mută care e de acord cu tine, ai obligația să o faci. Nu puteți să ficați singur... la pace cu PSD-ști? Să ziceți, hai mă băieți, noi ne facem că facem opoziție, voi ne faceți că ne criticați și așa mai departe, mai ne dați și nouă din Consiliul de Administrație, din aia, ce cum s-o obișnuiți în politica românească? Aș fi un politician de carton. CPD-ul n-a făcut asta în 92-96? Mai picat știu, la pace? Nu mă interesează, eu n-am picat la pace nici în 92-96 când au fost ei la putere, pentru că eu am ajuns să plec din Parlament. Ca să le arăt că nu am nicio legătură cu PSD-ul. Acum, sincer, vă întreb, ce aveți cu PDSR-ul, cu PSD-ul? Uita, probabil este... Nu vă place Năstase, nu vă place Iliescu? Deci, eu am fost ministru când era FSN-ul, da? V-aș ruga să dați ziarele înapoi, să vă aduceți aminte că eram ministru independent. Până când nu s-a rupt PD-ul din FSN, nu am intrat în partid. Am intrat în Partidul Democrat, mi s-a părut că zona aceasta este curățată. Nu vă plac comuniști? Nu neapărat că nu-mi plac comuniștii, că și eu am fost comunist și tata a fost comunist, am fost educat în acel regim. Nu-mi plac javrele. Nu-mi plac. Nu-mi plac cei care... Păi știm, una la București ați dat pădare de pe stradă. Una spun și alta fac. Da, dar din păcate la aștia nu pot să trimit ASA, Administrația pentru Supravegherea Animalelor. Ghingherii nu merg la aștia. La aștia numai bătaia politică. Pe ăștia nu poți să-i bați decât cu votul. Și pentru acest lucru mă bat eu. PNL-ul are javre destule sau mai puține? Nu, și... deci n-aș discuta despre PNL. Se pare că ei au niște ușoare probleme interne. Păi cât vor... de ușoare ori fi, ori spune ei. Eu nădăjduiesc că mai devreme sau mai târziu vom putea să fim două partide solide în opoziție. Jos masca, domnule Băsescu, nu veți mai rămâne decât o amintire. Miron Mitre, amenințare fără precedent la adresa lui Băsescu. Ca om, nu merita să vă fiu adversar, dar politic mi-am luat această sarcină. Jos masca, nu veți rămâne decât o amintire. Vă e frică de domnul Mitre? De Mitre? Cu ce se ocupă el? Deci mi-l aduc aminte când era la sindicat și venea el cu gura mare, așa, îl tratam ca pe... un mic maidanez, pentru că e un om care spune și nu face. Spune și nu face acest om. Din sindicalist nu se conduce ministerul ăsta. Se conduce cu cap
cu credibilitate la forurile internaționale să primești bani, să dezvolți infrastructurile. Ce părere aveți despre Gușa? Uitați, PSD-ul a încercat acum o mișcare care nu ați încercat încă din 2000 și ați câștigat la București, anume cu tinerii. Chiar Roberta Anastase, prahoveanca noastră, ați luat-o în echipa dumneavoastră de atunci și va reuși la București. Ați mizat pe tineri și iată că populația a perceput exact, sau în 2004, poate cu atât mai multă lume acum, sus, toate paretele spuneți că veți promova tinerii în prima linie, da. Și cu ei, pe ei veți pune candidați. Însă, iată, PSD-ul i-a reușit. Cosmin Gușă, un personaj care încet are, și-a conturat o poziție clară, un tânăr care s-a impus în politica românească. Ați venit să vă certați și cu dânsul. Dânsul a zis că sunteți primarul maidanez. Dumneavoastră i-a spus că nu știu ce a spus și dumneavoastră. Mă rog, eu l-ați băgat în seamă. Cu Gușă nu mai discut de dar mult. L-ați băgat în seamă. De la emisiunea de la Marius Tucă Show, când l-am avertizat public că dacă mă bag în el nu mai rămân nici penele. Pentru mine, domnul Gușă este un tânăr. Nu știu cât de important politician o să ajungă, dar știu că are o mare valență. A făcut din PSD un partid cu Gușă. Dumneavoastră, iată, firma lui Băsescu a făcut afaceri cu ministerul condus de Băsescu, e adevărat? Nu. Au controlat peste tot și acum s-au dus la firmă să vadă, fier vechi, vândut, să vadă. Nu a avut nicio relație cu Ministerul Transporturilor firma, în care sunt acționar și nu-i firma mea. Am 20%. Iată, Năstase arată cu degetul spre Băsescu, primarul general, consideră Adrian Năstase incapabil, citesc, incapabil să mai rupte cu corupția. Da. Atunci, corupția un subiect demonetizat, este fără doar subiectul, da. Un subiect care, asupra care trebuie să ne aplicăm și pe care mai ales să-l aplicăm, da. În România. Aduceți-vă aminte că am avut, când am înțeles mecanismul prin care consilierii drenează banii din bugetul primăriei capitalei, am crezut că Adrian Năstase este un om, un politician de bună credință și am făcut apel la el, pentru că eu puteam să iau măsuri împotriva consilierilor PD și le-am și cerut să plece din Consiliu și au plecat. Însă trebuia făcut același lucru cu consilierii PSD. Nici acum n-au plecat. S-a supărat în primă fază după ce a constatat că marea majoritate sunt băgați în afacere, a ieșit la televizor și a anunțat, am demis Consiliu, îi dau afară, iar acum utilizează de tot soiul de tertipuri pentru a împiedica dizolvarea Consiliului prin hotărârea pe care a emis-o chiar în luna ianuarie. Mai mult decât atât, folosește exact pe cei despre care a constatat că sunt corupți, îi folosește să mă acuze pe consilierii PSD. Victor Stan, colegul Mirtrea de la sindicat, fostul milițian Giugulea, care e și el consilier și îi folosește în atacuri împotriva mea. Ăsta e Năstase. Dacă și el ar fi luat măsura în calitate de președinte de partid să le ceară consilierilor PSD să demisioneze din Consiliu, astăzi alta ar fi fost situația Consiliului General. Mai avem doar 2 minute la dispoziție. Băsescu și-a avut campanie neloială în PD cu logistica lui Vântu. Simona Marinescu, un personaj care, din câte știu eu, are priză la public. Am văzut cum toate valorile, cel puțin la public, am văzut cum toate valorile acestui partid erau murdărite de un singur om, Traian Băsescu. Au plecat oameni din PD, regretați vreunul, fiindcă politicienii români au un obicei, foarte prost, părerea mea, dar le este caracteristic. Când pleacă un om, bine că a plecat, că era tâmpitul nostru, era cel mai tâmpit, cel mai cretin. Eu îi regret pe toți cei care au plecat, pentru că, gândiți-vă, din PD a plecat Simona Marinescu, care un politician care acum se ocupă de fotbal, dar asta e altă socoteală. Simona Marinescu, Adrian Severin, Victor Babiuc. Au fost nume grele în politica românească. Nu știu dacă și nume care mai pot atrage voturi, dar nume grele. În PD erau oameni, da, cunoscuți. Erau oameni, dar aveau ghinionul ăsta că nu aduceau voturi. Îmi pare rău că au plecat. Dar a fost opțiunea lor. Însă nu poți să spui că un Adrian Severin nu-i un om valoros, Babiuc nu-i valoros, Simona Marinescu nu-i valoroasă. O ultimă întrebare, domnule. Iar despre ce a spus Simona Marinescu, să nu rămână acest semn de întrebare, niciodată n-am folosit ziarele lui Vântu, Trustul Monitorul sau... O ultimă întrebare, domnule președinte Traian Băsescu. Spuneți-mi, vă rog, că om, nu v-ați plictisit de atâta
ceartă, harababură, că vă doresc că vă treziți dimineața, mai vă gândiți în cine mai dau azi, cine mai m-a atacat ieri seara ca să mai dau, ce mai uitați prin, probabil din prin dicționar să mai găsiți un nou cuvânt, fiindcă totuși credeți că românul, acum sincer, românii mai pot, este necesar, mai ales opoziția, trebuie să facă opoziție, dar românii credeți că mai pot, mai înghit mult, dar nu ne vorba de înghițit, le place în primul rând că ne înghițit înghina, o ce face, dar le place acest circ politic. Deci eu nu reacționez cu intenția de a face un circ politic. Nu dumneavoastră, dar, PSD-ul zice, dumneavoastră ziceți. Reacționez pentru că în politică nu poți să lași atacurile netaxate sau fără replică. Ce ați spune dumneavoastră dacă ați vedea că Mitrea spune, Simona Marinescu spune, Năstase spune, ăla spune și Băzescu stă. Păi ce zi, o statuie sau politician? Nu. Până la statuie mai parcă cei de la Casa Loco au un cântec cu statuia lui Băsescu. Dar nu v-ați plictisit, sincer, din asta când vă treziți? Deci nu-mi place, dar n-am ce să fac. Cineva spunea conflictul, starea în care un ziar, deci nu ceva din PSD, conflictul, starea în care Băsescu respiră normal. Eu aș zice polemica, că vă place să polemizați, vă place să... Depinde de subiect. Dar în orice caz nu sunt un om căruia să-i dai o palmă și să-ți întoarcă celălalt obraz. Vă place liniștea, obraz. Dacă ar fi așa liniște, nu v-ați plictisi? Nu, aș face ceva mai mult dacă aș avea liniște. Dar rețineți, nu sunt omul căruia să-i dai o palmă și să-ți întoarcă celălalt obraz. Faceți? Aici cu Biblia nu stau bine deloc. Vă mulțumesc, domnule președinte Traian Băsescu, pentru participare. Sper că ne vom revedea în viitorul apropiat aici la Tele7 Prahova. Nu regretați foarte tare, fiindcă aici în Prahova Proces Verbal este lider în acest interval de audiență, deci ați venit unde trebuie, stați fără grijă. Vă doresc o seară bună în continuare. Și eu vă mulțumesc mult. Aici, dragi prieteni, punem punct în această seară emisiunii Proces Verbal. Noi ne vom revedea ca de obicei mâine începând cu ora 19:45. Până atunci, la revedere!